Poliția orașului Pucioasa a prins în flagrant un tânăr de 26 de ani din comuna Dâmbovțeană Vulcana Băi, care a pretins suma de 100 de euro de la un cetățean pentru a-i falsifica inspecția tehnică ITP-ul la o mașină matriculată în străinătate. O adevărată fabrică de acte false. Doi frați din localitatea Dâmbovțeană Vulcana Băi s-au ales cu dosare penale după ce oamenii legii au stabilit că falsificau ITP-uri și asigurări obligatorii pentru autoturismele matriculate în străinătate. Carta verde a mașinii costa în jur de 100 de euro. Tânărul în vârstă de 26 de ani și fratele său sunt mecanici de meserie și au împreună un service. Acolo, spun oamenii legii, își racolau clienții cărora în schimbul la 100 de euro le puneau ștampile false pe acte la fel de false. Clienții s-au strâns cu zecile la ușa lor. Practic, proprietarii de autoturisme matriculate în alte țări sunt obligați să facă inspecția tehnică periodică în țările respective. Însă, ajutorul dat de cei doi tineri era nesperat. Polițiștii au găsit la domiciliul celor doi tineri formulare de poliție RCA în alb și ștampile ITP scanate. Oamenii legii au efectuat cu această ocazie și o percheziție domiciliară la tânărul respectiv, unde au găsit mai multe înscrisuri cu ștampile contrafăcute, calculatoare, laptopuri care au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor. Tânărul se pare că mai are complice pe fratele său, însă nu a fost de găsit. Cei doi se pare că aveau o afacere bine pusă pe picioare, făceau falsuri în acte, falsificau poliția aceea și inspecții tehnice, ITP-ul. Tânărul prins în flagrant de polițiști are acasă un servis și o spălătorie. Iată de unde își găsea clienții. Câte ștampile ai falsificat? Nu am falsificat nimic. Dar de ce ai la poliție? Aveai mulți clienți? E adevărat că cereai 100 de euro pentru fiecare RCA și ITP? Fratele tău unde? Uite mașina acolo, mă ia, hai să-mi... Falsificatorii sunt acum cercetați penal în stare de libertate pentru fals material în înscrisuri oficiale. Pentru fapta lor riscă între 3 luni și 3 ani de închisoare. În urma activităților specifice desfășurate de către lucrătorii Poliției Oraș Pucioasa, a fost executat un flagrant, ocazie cu care a fost identificată o persoană de sex masculin în vârstă de 26 de ani, care a pretins și primit de la un alt individ suma de 100 de euro pentru a-i falsifica prin contrafacere ștampila care atesta efectuarea inspecției tehnice periodice pentru un autoturism înmatriculat în străinătate. În continuare a fost efectuată o percheziție domiciliară, ocazie cu care au fost identificate mai multe echipamente electronice folosite în activitatea infracțională, procedându-se la ridicarea acestora în vederea dispunerii unor activități procedurale suplimentare. Bărbatul i s-a întâlnit dosar penal, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propusă soluție legală prin parchetul de pe lângă judecătoria Pucioasa.